candidatul PER a infirmat zvonurile conform cărora a desfășurat activități ilegale peste granițele țării. Referitor la zvonurile care s-au lansat că m-aș fi întors în România dintr-o țară din America Latină unde aș fi desfășurat activități ilicite, lucrurile sunt complet neadevărate, campania electorală văd că pe zi ce trece începe să-și spună cuvântul. Sunt venit din Canada, țară membră NATO, foarte bună prietenă a României, cu valori extraordinare. Cum a reușit candidatul Marius Munteanu să fie singurul atacat într-o asemenea manieră murdară la nicio săptămână de la începerea campaniei electorale? Există o singură explicație. Munteanu are șanse reale să încurce socotelile contra candidaților săi și să obțină un mandat de senator în Parlamentul României. Referitor la zvonurile răutăcioase și insinuările referitoare la candidatura mea, vreau să precizez că sunt total neadevărate. La momentul acesta nu am niciun fel de activități ilicite, n-am niciun fel de datorii, n-am niciun fel de probleme, n-am niciun fel de contracte cu statul, totul este foarte legal și aștept toți alegătorii să-mi urmărească programul. E un program diferit, e un program de echipă, toată echipa Partidului Ecologist Român susține aceleași idei cu care vrem să ne prezentăm în fața electoratului. În plus de aceasta, suntem susținuți și de personalitatea domnului Mircea Coșa, fost ministru al economiei, un profesor remarcabil de economie. Deci rog alegătorii să ne urmărească pentru că într-adevăr vor vedea ceva palpabil. Marius Munteanu este de părere că adversarii politici lansează atacuri murdare împotriva sa din cauza proiectelor palpabile cu care vine în fața cetățenilor și nu cu afișe frumoase pline de promisiuni care de care mai fanteziste. Cei care lansează astfel de atacuri, în primul rând, nu au ce spune despre ei. Dacă urmăriți, oferta electorală se rezumă numai la votează România pentru tine, votează-mă pentru tine, votează pentru tine, fii tu pentru tine și așa mai departe. Oferta lor e limitată. Parte din ei au guvernat 10 ani și au vândut ce au vândut. Ceilalți au guvernat ceilalți 10 ani și au mai vândut ce a mai rămas de vândut, inclusiv cu rezervele subsolului. Noi, efectiv, la momentul acesta venim cu un program, cu niște idei clare. Nu reinventăm roata, nu sunt idei care le vom aplica numai sau vrem să le inițiem numai în România, se aplică peste tot, dar nu se aplică în România. De ce oare? Nu știm.